Salut, bine v-am găsit la un nou episod din GTA Online, aici cu pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi vă pornim la drum cu cel mai nou update și anume s-a lansat un nou avion, dar înainte să pornim la drum cu aia, bineînțeles, aș vrea să vă prezint un nou site, se numește dmarket.io. Ce face site-ul ăsta mai exact? Ei bine, tu poți să intri pe site-ul ăsta, aveți un link în descriere, apropo. Poți să intri pe site-ul ăsta să faci trade de iteme. Deci este un marketplace, nu s-a lansat încă. Deci voi aveți șansa să-l vedeți înainte de lansare, dacă intrați acolo în descriere. Dar să zicem că eu am un item de PUBG, iar Mihai are un item de CSGO, de exemplu. Noi putem să facem trade între noi sau putem să vindem aceste iteme. Poți scap de dubluri, Da, yes. exact. Poți să scapi de Și fără dubluri. să ne luăm schemuri. Și, a, exact, și Recercă. nu ai șansa să-ți iei scam. Deci site-ul ăsta te protejează și împotriva scamurilor și se va folosi un fel de sistem de tokenuri pe site, iar aceste tokenuri vor fi dictate de player, adică economia site-ului va fi în totalitate dictată de player. Mi se pare destul de Interesant. interesantă ideea și cred eu că va fi ceva destul de mare. Le mulțumim foarte mult băieților de la dmarket.io pentru că au sponsorizat acest episod și acum vom trece la episodul nostru de GTA Din normal. faptul că are elicia aia în sus, adică nu știu, e deasupra în loc să fie în... Da, e o Ciudat. albinuță și ăla Bă, este și am auzit o acru. chestie că ci caracteriza pe apă. Adică n-am Trebuie să testat, testăm. dar... Ar un nume... Sea Na. Breeze, adică e Briza cu... mării. Da. Așa, nu Nu, uitați să lasă-mă. apăsați butonul de like dacă vă place GTA Online și dacă mai vreți episoade cu jocul ăsta, bineînțeles, pentru că am văzut că v-au plăcut foarte mult episoadele anterioare. Ce a pățit, mă, pisica? Că văd că fuge și M-a plânge. bătut Mihai! Doamne, ce ai făcut, mă, Mihai? Te-a lovit umbra. Bă, da, M-a bătut nu știu ce să Mihai! zic, parcă avionul meu e mai șmecher decât al vostru, nu știu. Al meu e Patriot. albinuță. Al meu e albinuță. Albinuț. Bă, da, adevărat, am văzut un Adevărat, test. fac trivești în avionul lui pisica la culori și la costum. Am văzut un test. Dacă tragi în avionul ăsta, începe și iese foc din motor de sus. Da. Da. O să trebuiască să facem niște teste de astea, dar hai să vedem dacă aterizează pe apă, că sunt curios. Hai. Hai să-i dăm drumul. Mamă, am pornit. E... Mamă, ce ușor decolează, lol. Da, ia să vedem. Mamă, lasă și fum. Da. Se stâng roțile frumos. Eu am fum albastru. A, da, roțile, uite, o să bagă înăuntru acolo și le vezi. Pe ce? Pe Pe G. Păi Mă, și la cum câte aterizezi pe apă? Cu Cu roțile? roțile Roțile scoase, astea strânse, da. Da, încercați să strânse. vă duceți. Nu, dar nu cu el, cu botul direct. Ba da. E așa distractiv, că nu se scufunde, știi? LOL! Vezi? Poți să-ți țopăi Ce înapoi, știi? șmecher! Bă, delfin! Nu Oh! mai să fac un spruță. Mihai, ce-ai făcut? Ai intrat sub apă și ai ieșit? Merge un pic, țopăie. Bă, cum faci? E What the f... delfinul, bă! Bă, dar e ciudat! Bă! Deci fiți atenți, Lol, loviți-vă tare în apă și vă scufundați Se sub scufundă apă și pe total. aia zboară iarăși. Bă! Bă, ce e Merge asta? cu el în triunghiul Bermudelor! Nu o să-ți reușească. Nu, păi dispari, intri sub apă, eu am mers sub apă ca submarinul. Deci eu eram submarin direct. Vede că mi-au avut. Frate, e prea de tot. Ia uite! Hopa! Ești la fazele astea, spune-te ăla de delfin să... Dar vreau să văd ce se întâmplă când mă duc în first person, pentru că... A, aveți grijă că e un iaht. Pe ce dau bombele? Trebuie să apeși pe E, ți-i apăsat și după aia dai click. Apeși click, dar ai grijă cine-i sub tine. Bă, nu e nimeni sub mine. Mă duc să dau așa, de first person, să văd cum intră sub apă. A, nu te lasă! Da, te scoate din first person când te bagă în apă. Nu înțeleg de ce. Vedeți că sunt niște bombițe pe acolo! Oh, Doamne! M-am ferit. Ia, am să încerc să le dau și eu, ia stai să văd. Pe Ia uite, hopa! What the f- Bă, băieți, apăsați pe R, mă! Ce se întâmplă pe R? Vedeți, apăsați E să deschideți trapa la bombițe și apăsați pe E. A, vezi în jos, vezi unde dai. Știu. Da, știu. Dar vedeți că mai aveți un set de arme. Dar nu știu cum le, nu știu cum le tragi pe alea. Cum le tragi pe alea? Cum tragi armele alea? Voi vi le-ați spus pe alea din față? Am venit și mitraliere. A, uite mă, ți le dăm în momentul în care nu ai trapa deschisă. Da, lol. Wow, ce bine. Hai să vedem dacă putem să aterizăm, că am ajuns în oraș, să vedem dacă putem să aterizăm pe stradă, dar cred că merge, că e destul de ușor. Cât de ușor se manevrează, chiar că poți să aterizezi oriunde. Nu, dar aterizezi foarte, foarte ușor. Aia e apă?
Și elicia aia nu-ți intră în cale, înțelegi? Asta-i faza, pentru că e deasupra. E cât o mașină. Dar nu știu cum topă e în apă, mi se pare foarte comic. Eu momentan merg cu el pe stradă, înțelegi? Adică n-am o treabă. Îl poți decola de oriunde. Știi pe unde poți să mergi cu ăsta? Acolo, prin canal, cu roțile strânse. Mamă! Bă, Lester, lasă-mă și dai așa. Pilotez! Te vedem în spate, Max. Mamă, ce face pisica? Eu. Da, tu ești? Da, eu sunt la care dau bombe acum. Băi, șmecher, n-am ce zice. Îmi place cât de agil e. Mamă, ce... Hai să aterizăm pe clădire. Păi de ce? Exact. Pentru că... Bă, avem două locuri în ăsta? Cred că da. Da, avem. Da, mă duc să o iau pe pisica, stai așa. Mi-am rupt roțile. Nu știam că poți. Hai pisica, vin încoace. Păi acolo sunt eu? Nu, stai că vin eu. Ești pregătită? Din mers. Din mers acum. Pisica mea has died. Frate, cât de brusc aterizez eu și eu nu le rup, nu știu cum ai reușit. Bă, am făcut ceva interesant pe video. Gen, m-am lovit de clădire și n-am băbuit. Da, pe asta am făcut și eu. Păi da, e șmecher pentru că... Să din el. Gândește-te că poți să faci... cum îi zice? Uite, eu am luat-o pe psihic acum, dar de exemplu, să te duci într-o misiune foarte periculoasă, te duci și persoana aia de acolo și l-ai scăpat, știi? Pentru că, practic, poți să aterizezi oriunde. Ia stai să încerc să merg pe clădire, în jos, cu el. Jos? Încercăm. În sus? În sus? În jos. Ia mori motorul și a revenit. Ia să vedem dacă merge. E nebunie ce fac eu acum. Pisica, te ții bine? Na, o să murim. Te văd, stă spatele tău. Ai reușit, a? A mers pe clădire în jos, da. Și acum în sus, ia să vedem. No. Ce zici, pisica, mergem pe clădire așa? Da. Bă, du-te măcar, mergi pe clădire cu avionul. Aoleu, Mihai. Am murit motorul la mine și de aia. Unde ești, Mihai? O stradă. Hai, vină încoace să facem test la motor. Stai. Unde ești tu? Tu să vii aici jos. Săraca mașină. Da! E mortă la gata. Ce vrei să faci la motor? Să încercăm să tragem în el până ia foc partea de sus. Pentru că... A scos fum, a scos fum negru și a murit. Nu, dar fiți atenți. O să tragem în el, veniți încoace. Că-l parchez eu aici. Uite așa. Hop așa. Pro parking. Hop așa. Și acum, fiți atenți, o să tragem uite așa, dar nu în motor, în jos, în partea de jos. Și ne uităm la motor, sus. Bă, îl împingeți, bă! Ușor, încât poți să-l împingi cu glanță. Bă, unde e? A luat foc, nu mai trage. Bă, la mine nu s-a văzut că l-am împins, s-a teleportat la mine, practic. Nu, eu am văzut că s-a împins frumos așa. Uite, deci uite, vezi, a început să ia foc partea de sus, uite. Dar lasă-l să ardă, să vedem ce se întâmplă, că o să ardă tot, cred că. Crezi tu? Da. Bravo. Dar să încerc să-l pornesc, poate îl strânesc acum ia. Pisica, vezi că o să mor dacă stai acum. O stinge pisica cu mișcările alea. Hop! Hop, pisica! Încă mai merge? Încă mai merge? Lol. O să dea un rateu și o să murim. Se stinge oare? Ia. Colesc cu spatele, ce vei să faci? Oare mergi să decolesc cu spatele? Nu știu, am luat seama dacă am multă viteză. Ia încerc. Ok, decolăm cu spatele. Dar n-ai loc, n-ai loc. Nu invers, trebuie să apeși în față. Oh. Dar rate următorul. Pisica, ce faci? Hai, e drumul. S-a dus. Hai da, bă! S-a dus? Nu mai merge să-l mai urci pe ăla. Ba da, merge, dar stai să vreau să-i dau foc și în partea cealaltă, ia stai, încercați să trageți în el, dar fără să-l distrugeți, știi, gen, în partea de jos. Sper să nu bubuie, s-ar putea să bubuie, dar, nu, uite că parcă a luat fum și în partea cealaltă. Fum, da, dar încă nu a luat foc. Uite, a luat foc și în partea cealaltă acum, lol. Nu mai merge ăsta să-l iei, e mort. Mamă, cum arată, e așa în flăcări. Da, e horror. Horror un pic. Ia, mai trage în el să vedem ce se întâmplă. M-a călcat un camion. Te-a călcat bine.
Te-am văzut. Frate, pe bune? Nu vezi că avem treabă aici? Adică oamenii ăștia nu văd ce facem noi aici. Oh my god. Bă, rezistă ceva la gluanțe, n-ai ce zice, nu? Ia, ia, că mai luat foc odată, ați văzut? A bubuit. A bubuit până la urmă, dar mai luase foc încă odată. Hai că a fost șmecher. Aoleu, o mașină în flăcări. Vezi că o să bubuie. Așa, hai să ne chemăm mașinile, Batman. Rezistă. Oh my god, dar ce au toți cu mine de mă calcă? Ia uite-le, mă! Te-al câtelea care care m-a călcat acum? Da? Hai, te mâncăm populeță. Uite, hai să ne luăm vigilanteul. Ne luăm vigilantele? Hai. Așa. Bă, cu site-ul ăla cu dmarket.io, gândiți-vă dacă ar băga pe GTA, dacă ar băga pe GTA posibilitatea să vinzi mașini. Sau nu mașini, dar de exemplu, da. Să zici, bă, eu mi-am luat vigilanteul și vreau să îl schimb cu alt item din joc. Sau gen, să-mi dau vigilanteul pe $20. Și gen faci bani NPC din GTA. Sau, da. Mai și le cafe și le vizi acolo. Bă, nu știu, poate o să bage. Poate o să bagi în GTA 6. Să poți să vinzi. Bă, eu de ce văd cu lag? Stați așa, băi, că trebuie să... Da, nu știu, că parcă când ai intrat în mașină am văzut așa puțin cu lag. Nu înțeleg de ce. Trebuie să-mi schimb... Da, Max. Remove. Ce-ți schimb? Vine Lada după tine, Max. Aoleu, ia uite-o. A, mă, că n-ai, nu te ții. Mamă. Da, ia, de curiozitate, ia, stai puțin să vedem. Zici tu că rezistă asta, da? Oh, shit! Ok, sunt mult mai departe decât vroiam. N-am vrut să mă duc atât de departe, dar, da. Hai să încerc să mă... Voi sunteți pe pod sau sub pod? Eu sunt departe, rău de tot, că am sărit cu racheta, n-am vrut să sar aici, dar... Stai că vine Mihai aici. Eu sunt pe pod, pe pod direct sunt. Zbor sau unde ești? Nu, nu, pe pod, dar stai să văd dacă... găsesc că am găsit aici o chestie, stai. Hai, eu trebuie să scap de poliție, că dacă nu-mi luau mașină. Te-am prins la ghesfeală! Demet! Ce fel! Aha! Aaaa! Papărul Mihai! Jucăm fotbal cu Mihai. Dar ce mașină de jucărie are Mihai? Da, nu știu, i-am zis și aia de Batman, dar... Bă! Ia uite-o! A greșit mașina! Da! Ui! Rezistă! Îți dai seama la brioșa cum face? Da, hai să... Aoleu. Dar vreau... Ia stai puțin, vreau să te pui de un perete sau ceva, să văd dacă poți să te boțesc. Că văd că ta nu s-a boțit deloc, Mihai, nu știu de ce. Păi nu, ți-ai că rezistă. Ia, stai acolo, ia până-ți așa. Parchez. Mă, ești pregătit? Hai, hashtag rezist, go. Ce-a fost aia? N-are nimic, am ești. Oh my god. Te-ai răsturnat. Bă, ce s-a întâmplat, mă, ce-a fost aia? La, dar eu te-am văzut că te-ai zbuciumat foarte tare cu mașina. Ia mai stai puțin acolo, ia. Nu zic că mai încerc o dată. Nu știu, tu îl vezi pe Mihai cum se teleportează. Eu îl văd pe Mihai cum se teleportează. Tu nu îl vezi cum se teleportează pe Mihai? Eu îl văd ca așa. Nu te-am văzut. Aoleu, i-a sărit o ușă. LOL. Priceless. Da, dar mașinile astea normale, astea se boțesc, dar Mihai nu se boțește, e specială. Pornesc așa, nu se mai încarcă boost. Păi nu, trebuie să mergi cu mașina ca să încarce boost-ul. Bă, adevărat, hai să vedem dacă ne putem spăla la la spălătorie. Aoleu. Trebuie să speli. Aoleu. A, mă prinde poliția. Păi unde e? Asta e beneficiul la mașina asta, că poți să bagi boost. Mașina când am atins-o. Aoleu, nu mai pot să mă îmbăr. Ce glumiță! Ce glumiță! Am puteres. Mihai! Glumiță, haha! Au! A? Rezist! Fuck! Hala! Oh my god! Bun, hai să mergem! Hai să vedem dacă... Dar mai știți unde e spălătoria aia, mă? Nu știu exact. Era o spălătorie undeva... Pe lângă... Stai așa că îmi dai o seama imediat. Era lângă Benny's, parcă. Parcă? Păi Benny's e pe aici. A, uite aici, mă, unde e pantoful? Aici, gata, am găsit-o. Ai găsit-o e tu? E la 0,66.000. A, aici. da, prin zona aia. Uite, poliția, îmi face mie baricadă, cică lol. De fapt, mie îmi facea, că am 200. Păi nu, și eu am 200. I-am scăpat de putea să Dar de ce? De ce faci de asta? Frânele nu merg! Fuck!
Aha. M-am dus. M-am oprit în ea. M-am dus. Ai dus, bine, te văd. Frate, cu mașina asta e ridicol, adică e absolut ridicol, nu știu ce să zic. Aici am înțeles eu acum. Hai, nu pot, nu pot. Ce ai înțeles, pisică? Ia zici și mie. Nu zic. Nu ne zici? Nu. Mamă, deci împingi camioane, am răsturnat un camion cu mașina lui Batman. Dar... ce ți-ar poți adresa? Bun, hai să vedem dacă putem să ne spălăm și noi mașinile, dar să plece Gigel ăsta cu poliția lui de aici. Mersi și eu să te lovesc. Poliție, lasă-mă. Hai, tu ești ciudat. Adică? Păi te văd într-un loc și după aia... Da, Mihai se teleportează, dar nu înțeleg de ce. Fac de sine? Da, probabil. Nu am problemă. Hai să văd, dar nu cred că mă lasă... A? You can't use the car wash while wanted. Cred că mi-o spală, mă, stai puțin, trebuie să scap de poliție. Stai să mă dau la securoserv. Așa. Ce trebuie să... Abilities bribe. Gata, mă, lăsați-mă în pace. This vehicle cannot be car washed. What? Nu merge, mă. Păi de ce? Masa. Dar care-i faza? Mașina lui Batman nu trebuie să aibă îngrijire? Ce sărac. Poli-o la da care... Mă, ce zbura... Wow! Wow! A explodat! Deci mașina de poliție a explodat, îți vine să crezi? Mașina asta nu poți să spăl, zic, auzi? De ce? E o Lada. E o Lada. O să nu poți să speli Lada, dacă tu vrei să-ți speli Lada. Care-i faza? Da. Tu s-a să ții. Uiii! Au! Bună, Mihai. Mai nimeni restul de bine, primist. Bă, adevărat, poți, putem să facem Rocket League în jocul ăsta, dacă vrem. Înțelegi? Unul din... Unul din... Nu s-a înțeleg. Rocket League, zic. Putem să facem Rocket League. Da, chiar da. Unul dintre voi să fie mingea. Da, hai! Ar trebui să fie obioșa, știi? Da, 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 exact, brioșa ar fi perfect. Băi, hai să ne dăm pe rampa asta, Max. Momentul ăla când te fugărește mingea în Rocket League. Da, da. Hai să văd, că nu știu care. Unde ești? Dacă pisica e în spate. Ei, vreau să mă dau pe o rampă. Dacă vin și eu să văd. Vrei să vezi? Da. Bă, dați polițiște buni. Plecați că sunt pe lestră acum. Ia să mă să văd unde e, unde e rampa aia. Nu, gata. Bă, ți-a luat foc mașina, Mihai. Nu încă, nu? Este fum doar. A. Cărați-vă, cărați-vă, haideți, domnule polițiști. Unde ești pisică, unde e? A, ești acolo, dar eu nu-mi dau seama că ești sus sau jos. Sunt aici. Sus sau jos? Da, ești pe platforma aia, dar nu... E pe aici, pe aici, pe aici. Uite acolo. A, am văzut rampa. A, mă, că l-mping eu. A, știu și rampa. Vreau să mă pingești pe mine cineva. Hai, ieși. Pleacă. Pleacă cu tirul. Dar poliția de râs. Mamă, câte trei mașini poliție, una lângă altă. Păi da, că dă-te, Mihai. Hai. Hai, Max. Păi stai, hai, ca să... E poliția aici. Trebuie poliția în mine. Uite ce face poliția. De râs. Băi, alo. Da? Domn polițist. Hai. A bubuit. Sărac. Hai. Da, hai, dar... Sunt mașini. Hai, dă-i. V-a filmat bine. LOL, cum ne-am dus amândoi. Ne-am dus bine, mă. Ne-am dus bine, dar am zburat unul lângă altul, ai văzut, Mihai? Da, v-am filmat. Mamă, ce șmeche. Vezi camera pe voi. Ce șmecherie. Uite, puteți să vă luați pe aici. Că venim și noi. Va vine poliții, Iisuse. Tu de ce nu ți-ai luat mașina lui Batman? Ai vândut-o? Nu, am greșit când am comandat mașina și a rămas cu asta, de ce nu? Păi e prea distractivă mașina lui Batman, n-ai ce să zici. Hai, Mihai, tu ai pus? Da. Boale! Ocazional scoate o flamă acolo. Mamă, la camă de șepamă. Dar ați învățorul. Frate, deci nu... Sper să nu nerfuiască mașina asta, eu atâta sper. Deci sper să nu nerfuiască, pentru că mi se pare mult prea distractivă. Da, câți bani ai dat pe ea? Adevărat, aproape 4 milioane am dat. 4 milioane aproape. Plus tuning. Plus tuning, cred că e vreo 5 milioane în total. Plus, cât distrugere a avut săraca, câte 20 de... Bă, dar rezistă, mă, nu ca mașina rampă sau asta, știi? Gen, chiar rezistă. Bine, dacă îi dai un aghi, nu rezistă. Mă refer la faptul că rezistă la distrugere, să intri în alte mașini. La mine, la, dar rezistă, hopa. Ce-mi face poliția? Ar fi culmea să nu reziste. Lada.
Mamă, frate, deci trece mașina lui Batman, zici că trece, iau-te. Mașina furaș. Da, exact. Numai că îmi place că le boțești, le modelezi mașinile. Mhm. Uh-huh. Oh. Hello. Aia, dă-i boost. Bă! Wow, așa ceva? Mamă, ce-ați făcut aici pe autostradă? Wow! Nu-i problemă, trec. Am reușit să trec. Bun, hai să băgăm și noi o cursă. Hai să băgăm și noi o cursă de aia cu Transform, pentru că avem niște curse cu Transform pe care nu le-am făcut încă. Chiar nu le-am făcut, uite, de exemplu... Hai să vedem Separation. Uite, asta pare interesant. Hai să încercăm. Hai să încercăm Separation. Să vedem cum e. Mamă, dar încă n-a bubuit Lada mea. Și a fost maltratată de poliție, de voi doi, de trafic. Nu ți-a bubuit Lada încă? Bă, dar stai, cum? A luat foc acum. 6,52 mile. O lăsăm pe un lap, că nu știu exact cât de lungă e. Habar n-am. Dar, hai să vedem. De aici până la aeroport. Nu știu. Arată interesantă poza. A, da, aia am văzut și eu, că te dă peste cap așa pe niște de-alea. Sper să nu ne accidentăm la boost și să nu ne dăm boost în unul acolo celălalt. Acolo în mijloc. Păi cred că ăla e planul, să te lovești acolo în mijloc. Aia e problema, ia să vedem ce motocicletă să-mi iau. Vreau bati. Vreau Hachiko. Da, aia vreau și eu, custom Hachiko drag. Ce costum roz am. Confirm. Ready. Faza e că uite, de exemplu, dacă nimeni nu-și alege asta, cum îi zice, motocicleta, te lasă, îți mai lasă timp în plus, dar dacă și alege unul, gata. N-am înțeles chestia asta. Da, nu înțeleg de ce. Trebuie să fac dreapta? Da, să fac dreapta. Stânga sau dreapta, ce vreți? Stânga. Da, oarecare, dar să știți că o să ne bușim între noi, probabil, sus acolo, că a făcut special ca să te bușești unul cu altul. Sper că sunteți pregătiți să intrăm unul în celălalt. Da. Totally. Oh my god, nu! Aoleu, ce ciudat! Nu văd nimic! Și? M-am dus în first person. Ai trecut razant, am văzut! Mam! Vai! Cred că am jucat cursa asta, cred N-ai cum să fii ai jucat-o singură? Păi am jucat-o singurică! Ah, ok. Da. Am jucat eu. Bă, deci la faza aia e făcută special să te lovești. Am avut baftă când nu ne-am lovit, sincer. Uau, ce drift am zis asta! Deci m-am avut baftă maximă că nu ne-am lovit la faza aia, că... Mamă, ce faci, Mihai? Zbor pe deasupra! Yep. Dar de ce zbor, Mihai, pe deasupra? A, el are alt traseu. Bă, adevărat, lui i-a dat alt traseu, sau alt fel. Fiecare rută are traseu diferit? Nu știu, dar asta ar trebui să fie transform. A, e, să te transformi în fața, cum văd. Aoleu, iară se întoarce. Văd, și bă, trebuie să dai first person la faza asta, pentru că altfel te descentrezi și te duci aire. Haide, mă pune să zbor cu avionul invers. Da, văd. No, amețesc. M-am întors și eu. Okay. M-am întors. Eu m-am întors, că nu. M-am întors și eu. Mamă, frate, pe unde e cursa asta? Și uite, văd un tunel care se duce direct în jos. Te piciorușele în sus. Ce piciorușe în sus, mă? Te văd invers, mă. Păi nu, eu merg bine. Da, tu ești cea care merge invers. Ba da, eu merg drept. Merg. Și de ce ești cu piciorușele în sus? Păi nu sunt. Am avut o sesiune ciudată. Ai văzut tu ești invers, pisică. A, da? Da. A, da. Ea zboară invers și zice de mine. Bravo. Tu vezi unde-i pământul? Nu. Păi nu. Era pământul la mine, era invers. Am zis că e ok așa. A, uite aici ne întâlnim, Mihai. Bă, Mihai, fii atent. Vezi că sunt lângă tine. Slipstream. Bă, hai, bă. Nu te-am atins, nu? Nu, da. Ce Mihai avea un fum verde, ziceai că Edith ai... Gazda natural. Aaa, Mihai. De la Fasole. Fasole power. Că prindeai o brichetă. Aolea. Spod avionul. Oh. Am crezut că am pus. Oh shit. Helicopter! Aolea. Ia era că helicopterul ăsta, pentru că trebuie să știi exact cât de tare să-l înclin, etc. Când să cobori? Da, da. A, nu-mi zic că ne bagă în tunel cu ăsta, nu? Nu. Nu face glume de astea. Nu, cred că e pus așa, de aspect doar, sper. Da. Da, da. E pus ca să treci pe lângă el. Mă gândeam, zic, mamă. Sau să te lovești de el, depinde.
Să sperăm că nu. Băi, ci, da, e un pic mai diferită cursa asta față de celelalte. Parcă. Ce mi-a luat așa mult avans în fața mea? Ce? A luat avans destul de mare în fața mea, nu știu cum sau de ce. S-a zis la elicopterii cum ai ținut ruta, cum ai schimbat, cum asta, gen... A, și terminăm cu elicopterele. Huuu, băi, șmecher! Da, și acum a trezit cu elicopterul. Exact. Ții minte că zicea pisica de o cursă de genul ăsta, mai ții minte? În episodul anterior zicea ea de o cursă cu care termin cu elicopterul. Știi cum trebuie să aterizezi cu elicopterul. Ei, te-ai accidentat? Am dat cu băut atât de tare de beton încât elicopterul mi-a sărit invers. N-am văzut asta mie. Așa. Bun, ăsta a fost episodul nostru de azi. Nu uitați să verificați descrierea videoclipului, pentru că acolo vedeți toate linkurile. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!